Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este, partea a patra. Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Isaia, capitolul 45, versetul 12. Te-ai întrebat vreodată de ce nu s-a găsit viață pe nicio altă planetă? Și cum de planeta noastră a fost creată să ne susțină și să împlinească nevoile noastre zilnice? Devii curios, nu-i așa? Crezi că e doar o coincidență? Nu și în lumina Bibliei. În ea Dumnezeu spune: eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Știai că dacă pământul ar fi cu 10% mai mare sau cu 10% mai mic, viața așa cum o știm noi nu ar fi posibilă? Sau că ne aflăm la distanța potrivită de soare, așa încât să primim cantitatea potrivită de căldură și de lumină? Dacă am fi puțin mai departe, am îngheța? Și dacă am fi mai aproape, nu am putea supraviețui. Gândește-te o clipă la uimitoarea înclinație a axei Pământului. Niciuna din celelalte planete nu este înclinată ca a noastră la 23 de grade. Acest unghi permite razelor solare să atingă toată suprafața Pământului în decurs de un an, timp în care Pământul face un cerc în jurul Soarelui. Dacă axa nu ar fi înclinată, polii ar acumula o masă enormă de gheață, iar centrul Pământului ar deveni atât de fierbinte încât nu am putea suporta. Asemenea unui părinte entuziasmat care aranjează camera pentru venirea copilului său nou născut, Dumnezeu a făcut acest pământ special pentru noi. Căci așa vorbește Domnul Făcătorul Cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Scrie în Isaia, capitolul 45, versetul 18. Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât s-a gândit la fiecare detaliu pentru confortul nostru.